Festivalul celor mai buni luptători ai Moldovei și Europei la compartimentele Mixed Martial Arts și K1 s-a încheiat cu triumful gazdelor. 9 din cei 10 moldoveni au reportat victorii. Eu simplu spun, veni vidivice, ai venit, ai vest, ai biruit. Viitorul meu să ajung sus, să ajung la K1, să fiu printre primii. Singurul care a cunoscut amarul înfrângerii a fost Ion Zaftone, învins de ungurul Laszlo Zoltes. Este pentru a doua oară când la Chișinău are loc o asemenea competiție. Organizatorii nu se opresc aici și spun că pregătesc deja și alte surprize pentru amatorii artelor marțiale din Moldova. În luna decembrie vom găzdui campionatul mondial la versiunea nouă care o prezintă K1, se numește K of K. Așa ceva în Europa încă nu s-a petrecut și în lume, dar se va petrece la Chișinău. La competiție au participat sportivi din 7 țări. Campioni au devenit Alexandru Nimerenko, Maxim Raelian, Vlad Moraru, Cristian Dorel, Dumitru Capmari, Leonid Caciuc, Alexandru Surcov, Pavel Pocatilov și Constantin Țuțu.